Este o lege din 2014, dacă nu mă înșel, dată, care obligă deținătorii de câini fără pedigri și care nu sunt câini utilitari să-i sterilizeze începând cu vârsta de 6 luni. Acum, aici este o discuție destul de amplă și părerile sunt împărțite. Părerea mea personală este că dacă aveți un mascul de, nu știu, ciobănesc german, labrador, un câine de talie mare sau gigant, chiar dacă nu are pedigri, întârziați cât puteți sterilizarea. Mai ales dacă sunteți un proprietar responsabil și vă asigurați că acel câine nu va face monte dorite sau nedorite. S-a demonstrat în timp că pentru aceste rase de talie medie, mare și gigant, sterilizarea prepuberă, începând cu vârsta între 6 și 12 luni, în timp poate conduce la o incidență mai mare a cancerului osos. Deci chiar dacă aveți un câine fără pedigri, încercați să întârziați, sterilizați-l, dar după 12-18 luni. Microciparea, bineînțeles, este una din procedurile pe care aveți obligativitatea de asemenea să le faceți și chiar astăzi, când veneam la spital, am găsit un metis de ciobănesc german cu husky, foarte simpatic, frumos, drăguț, mascul, necastrat, care alerga prin fața mașinilor și am reușit să-l prind. Era înregistrat în Rex, numărul proprietarului nu corespundea, nu puteam să-l apelăm. Și atunci am apelat poliția locală, care ne-a ajutat și am mers împreună și am restituit câinele proprietarului. Povestea a fost și mai frumoasă pentru că câinele îi fusese furat, însă era un bătrân care avea mai multe animale, toate erau înregistrate, microcipate, sterilizate, mai puțin acest mascul care îi fusese furat în urmă cu ceva timp. Și acum a dat cu subsemnatul că îl va steriliza și pe acesta. Dar este foarte important atât înregistrarea, microciparea, cât și înregistrarea în Rex, pentru că în cazul unei pierderi este mult mai ușor de găsit animalul și de restituit. De asemenea, în momentul în care vă schimbați datele, e bine să anunțați medicul veterinar la care ați înregistrat câinele, pentru că el poate opera în registrul electronic al câinilor cu stăpân aceste modificări de adresă, mail, telefon. Și sfatul meu este că atunci când pierdeți animalul, primul lucru, înainte să vă apucați, este să sunați medicul și să-l declarați ca și pierdut. Pentru că dacă cumva ASPA îl găsește pe stradă, dumneavoastră puteți fi acuzați de abandon. Și există niște amenzi, nu știu să vă spun cuantumul lor, dar nu este ceva, nu știu, 5.000, 10.000 de lei, ceva de genul ăsta. Deci cel mai bine ar fi, ați observat că v-a dispărut câinele și de obicei persoanelor cu un câine într-un apartament nu li se întâmplă să nu-și dea seama. Celor care au mai mulți câini într-o curte li se întâmplă, am găsit mai mulți câini și chiar și colegii mei de la club au venit de câteva ori cu câini găsiți, cu ciobănești germani, cu ciobănești malinois, care erau fugiți din anumite curți și din care proprietarii nu-și dăduseră seama până la ora respectivă că le lipsește câinele din vari motive. Nu erau acasă, erau plecați la servici și așa mai departe. Vaccinarea antirabică este obligatorie. Celelalte vaccinuri, polivalentul, este un vaccin recomandat să se repete anual de către noi, mai ales că incidența anumitor boli virale în România încă există, dar obligativitatea este de a vaccina antirabic și de a deparazita intern, pentru că majoritatea paraziților intestinali pe care îi iau câinii sau pisicile se pot transmite la oameni și dacă la o persoană adultă nu pot provoca niște afecțiuni grave, dacă vorbim de copii, de bebeluși sau chiar de copii mici până în 4-5 ani, acolo infestație parazitară poate duce la niște semne gastrointestinale și la niște alterări ale stării de sănătate. Dar nu vreau să vorbesc și pentru un medic pediatru, așa că sfatul meu este să faceți aceste tratamente și să încercăm pe cât putem să ne informăm și să fim niște proprietari responsabili, să putem să oferim câinilor mai mult decât castronul de hrană super bună, super premium, castronul de apă și 10 minute de plimbare dimineața, 10 seara. Să încercăm să-i privim ca pe niște animale de companie și să realizăm că noi le-am dorit pe ele, nu ele pe noi. Și atunci aici intervine rolul educației, al dresajului, rolul controalelor medicale care ar trebui efectuate regulat. Bineînțeles și la noi oamenii ar trebui și de multe ori, n-ajungem o dată pe an să ne facem niște analize, dar ideal ar fi și se presupune că într-o societate civilizată asta ar trebui să se întâmple. La fel și în cazul lor. La un moment dat întrebați-ți de periaj, cum se poate învăța. Sunt niște paste speciale de dinți pentru animale care fie n-au nicio aromă, fie au arome de carne de pui, vită și așa mai departe. Am făcut în câteva rânduri, dar mai mult decât aici în față, în rest nu știm cum ar trebui făcut. Exact cum vă periați dumneavoastră dinții. E foarte bine.
Până la urmă, ei pot fi, noi, de exemplu, chihuahua ăștia au probleme. Dacă vă uitați la... Da, ca și rasă au probleme cu dentiția. Narcios are dinți dubli. Și nu m-am hotărât încă să-l anesteziez și să-i scoatem dinții. Am preferat să-l mai lăsăm așa și îl periez, îi facem periajul. Și la început n-am folosit niciun fel de pastă, am folosit ulei de cocos, care lor le place foarte mult. De asemenea, puteți să puneți pe periuță unt de arahide. Important este să adaptați o periuță la cavitatea lor bucală, adică dimensiunea periuței. Există periuță pentru căței, dar față de pasta de dinți, care într-adevăr este special concepută pentru ei, periuța nu are ceva deosebit. Și atunci, pentru căței de talie mică, există niște periuțe, nu știu cum se numesc, Iulia, poate ne ajuți tu, eu am avut când aveam aparatul dentar, așa, interdentare, care sunt, au capul foarte mic, de obicei e circular și câțiva perci și e perfect, din punctul meu de vedere, pentru periajul unui cățel de talie mică. Important este să-i obișnuiți cu manopera și, cum a spus și Vlad, trebuie să aveți foarte multă răbdare pentru că poate dura și un an să înveți un câine să se... Bine, la unii, de exemplu, ciobănescul german, mă lasă să o trag de fălci, ridic fălcile și bag peria și mă uit în gura ei și periez cât pot de bine. Doar că acolo e problemă cu suprafața, că am mult de periat. Ăsta are o gură mai mică, dinți mai mici, dar e mai greu să-i bag periuța până îl obișnuiesc, să-i bag periuța în gură și să-l obișnuiesc. Mai există de asemenea, care ajută, soluții de un fel de apă de gură, dar de fapt sunt niște soluții care reglează pH-ul salivar. Și atunci se pun în apă, cățelul o bea și ajută la o depunere mai greoaie a tartrului. Modificând pH-ul din gură, atunci tartrul se formează în cantitate mai mică și este distrus aceste resturi bacteriene care le avem, placa pe care o depune pe dinți. Mai sunt niște șervețele pe care unii proprietari, mai ales doamnele, dacă au mâinile mai subțirele, degetele mai subțiri, pot să și le pună pe deget, sunt ca niște degetare, unele sau chiar șervețele de un fel de șervețele de machiante cu care se pot curăța dinții. Dar important este să facem chestia asta cu regularitate și atunci și noi și ei ne vom învăța să facem un periaj corect. De multe ori nici noi, ca oameni, nu avem răbdare sau, nu știu, pe fiul meu l-am învățat să se perieze cu o clepsidră. Măcar ca timp să se obișnuiască, pentru că de multe ori se plictisește. După care învățăm. Și la stomatologi, am aflat și eu de curând, aveam o prietenă care este medic stomatolog și a plecat din țară și în Anglia face niște cursuri pentru adulți și copii în care învață cum să se perieze. Cum să se perieze corect pe dinți. Ca și durată și ca, nu știu, ce trebuie să accesăm, cum trebuie să facem periajul, de sus în jos, în lateral, în stânga. Adică mulți ne spălăm așa. Și nu prea are un efect foarte, foarte bun. Periuțele electrice care la noi sunt ușor de folosit și fac treabă bună, pentru un câine să vibreze ceva prin gură, nu o să-l convingem.